O avem alături de noi pe Andreea Ghițiu, are 17 ani și este din Rohia. Ea a câștigat în urmă cu 2 ani Marele Premiu și astăzi are emoții, deși alt tip de emoții, pe scena Festivalului Național al Cântecului Popular Românesc Ion Petreuș. Spune-ne, Andreea, cum a fost în urmă cu 2 ani și cu ce ai cucerit tu juriul? În primul rând, bună ziua și bine v-am găsit! Da, într-adevăr am participat și acum 3 ani la concursul național Ion Petreuș și acum 2 ani. Acum 3 ani am câștigat locul 1, iar acum 2 ani Marele Premiu. Vreau să vă zic că m-am simțit extraordinar pe scena concursului național Ion Petreuș, în special că organizarea este una de excepție. Pentru asta trebuie să-i mulțumim doamnei director Iuliana Maria Dâncuș și orchestrei, bineînțeles, condusă de maestrul Eduard Albina. Și eu îndemn toți tinerii care aleg drumul cântecului popular să participe la concursul Ion Petreuș și la celelalte concursuri din țară. Te rog să-mi spui la ce ești tu cel mai atent atunci când te prezinți la un concurs și acest sfat, ținând cont de faptul că tu ai câștigat Marele Premiu, aș vrea să-l dai tuturor celor care se află la început de drum. Da, în special repertoriul trebuie foarte bine ales și în al doilea rând costumul, pentru că se pune foarte mult preț pe acesta. Până acum n-am întâmpinat nicio problemă în aceste două etape. Repertoriul mi l-am ales din zona Lăpușului, pentru că de acolo sunt, și am ales Horia cu noduri, pe care știți că și domnul Grigore Leșe o interpretează și foarte frumos de asemenea, și eu mă simt atrasă de felul acesta de cântec. De la cine culegi tu cântecele? Ai o anumită persoană la care tu mergi sau cauți rapsos prin sate sau, nu știu, o altă sursă a cântecelor tale care te inspiră și te ajută să duci mai departe folclorul autentic? Bineînțeles că îmi plac și cântecele domnului Grigore Leșe și mi-am ales și la repertoriul de la concursul Strugurile de Aur 2015, mi-am ales repertoriul din repertoriul lui, ca să spun așa, Miorița, gândat, și Ochilor le-am poruncit, care a fost din repertoriul Anei Mariei Gergel. Da, mai merg și la rapsoze, prin sate, în special în zona Ungureniului. Sunt femei care încă cântă acest gen de cântec. Andreea, îți mulțumim și îți dorim succes în tot ce faci și cât mai multe premii și să te vedem între numele de referință ale folclorului românesc pe viitor. Și eu vă mulțumesc tare mult!